Bună, mă numesc Spea Lelia și am 13 ani. Am decis să intru în acest proiect deoarece vreau să schimb ceva în învățământul educațional românesc. Când am aflat de acest proiect, am realizat că este oportunitatea perfectă pentru a-mi îndeplini visul, de a schimba ceva în viața și educația unui elev obișnuit din România. Bună, mă numesc Ciubotaru Păicianu Davide. Am 12 ani și am decis să intru în acest proiect pentru că mi-am dorit să modernizez sistemul de învățământ românesc. Și acest proiect este șansa perfectă. Bună, eu sunt Miriam, am 13 ani și sunt eleva școlii gimnaziale Sunt Petru, din comuna Sunt Petru, județul Brașov. Am decis să particip la acest proiect sub îndrumarea doamnei profesoare Mihaela Bucșa. Mi s-a părut o idee bună și o experiență nouă din care voi avea ce învăța. Și așa a și fost. Este un proiect care cu siguranță va ajuta mulți elevi și copii din România și va îmbunătăți sistemul educațional românesc. Împreună cu mentorul nostru, Oana Truică, și cu sprijinul doamnei diriginte Mihaela Bucșa, formăm echipa Gheri 7. Un viitor pe placul nostru este un viitor în care putem să facem experimente științifice, cât mai multe experimente și la cât mai multe discipline, astfel încât să înțelegem noțiunile fundamentale mult mai bine. De aceea, în cadrul competiției, viitorul pe placul tău, propunem ideea de a construi un laborator eco. Ideea noastră este una îndrăzneață, dar și mult așteptată și dorită de elevii din toată România. Conceptul nostru a ajuns până la Cancelarea Prezidențială, ce ne-a transmis un mesaj de încurajare. Acesta începe așa. Dragă Miriam, dragă Iulia, dragă Davide, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru inițiativa de a ne scrie și vă felicit pentru eforturile voastre de a pregăti un laborator școlar modern, pentru proiectele voastre și pentru mentorul de calitate pe care l-ați aplicat. Am înțeles că nu sunteți la prima inițiativă și că școala voastră a mai sprijinit proiecte cu impact în comunitate, lucru care mă bucură. Aș dori și să vă încurajez în ceea ce faceți și să mulțumesc școlii gimnaziale Sunt Petru pentru ajutorul oferit proiectelor pe care le gândiți. Președintele României sprijină o transformare a sistemului de educație în sensul adaptării sale la o lume modelată de schimbări tehnologice rapide. Sunt convinsă că proiectele pe care le-ați inițiat reprezintă un pas în această direcție, dar și începutul unor cariere de succes. Vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Cu drag, Ligia Deca, consilier prezidențial. Echipa Gheri 7 a identificat o problemă la nivelul comunității locale, dar și naționale. Nu avem un laborator științific unde să putem face experimente practice și să aplicăm noțiunile învățate. 80% din școlile din mediul rural nu au laboratoare pentru științe. Soluția propusă de echipa Gheri 7 este un laborator de științe independent energetic. Laboratorul va folosi resurse de energie ecologice, solară și eoliană. Laboratorul va fi echipat cu uși și geamuri rabatabile, ce vor permite transformarea într-un spațiu safe pe perioada pandemiei, într-un model de școală hibrid. Din perspectiva noastră, impactul la nivelul școlii și al comunității de elevi va fi unul enorm. Vom crește numărul de aplicații științifice ce vor completa procesul de învățare. Elevii vor fi expuși la experiențe practice cu aplicabilitate în viața de zi cu zi. Domeniile științifice vor deveni mai populare în rândul elevilor. Iată, suntem siguri că vom forma oameni curioși și posibil viitori cercetători.